România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, un anunț complicat ne prinde într-un moment de sărbătoare. Suntem astăzi într-un punct critic pentru țara noastră și pentru societatea noastră, așa cum am cunoscut-o în ultimii 30 de ani. Urmează o perioadă de reașezare, poate o agresiune, dar mai ales o mare bătălie pentru a ne păstra valorile și România europeană. Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat una dintre cererile sale ca să nu pornească războiul din Ucraina. Rusia cere NATO și Americii să-și retragă trupele, dar și tehnica militară din România și Bulgaria. Rusia spune că Europa de Est trebuie repusă în situația anterioară anului 1997, când a început aici extinderea NATO. Rusia mai spune că aceasta este o încălcare a acordurilor diplomatice de după războiul rece și adaugă că la căderea URSS, președintele Gorbaciov ar fi primit asigurări din partea americanilor că NATO nu va trece de granițele Germaniei. NATO a făcut însă acest lucru, pas cu pas, și a ajuns în 1997, apoi în anii 2000, în aceste părți de lume. Iar noi am primit stabilitate, democrație, o umbrelă militară și alinierea cu o viziune europeană din care România a făcut mereu parte. De fapt, anii aceștia în care România nu a mai fost în sfera de influență a Rusiei reprezintă probabil cei mai prosperi ani ai noștri ca țară și democrație și ca nivel de trai, în ciuda aranjamentelor proaste, a corupției de nestabilit uneori sau a inegalității cu alte țări europene. Ce vrea Rusia acum este cea mai mare amenințare la adresa noastră din istoria modernă. Practic, există un stat care ne cere să abandonăm alianțele noastre și să rămânem fără apărare militară, dar mai ales diplomatică, căci despre asta este vorba. Analiștii numesc asta o resetare, adică reașezarea echilibrului de putere pe alte stabilimente. Aranjamentele din anii 90 nu mai merg, iar aici, spun ei, analiștii se caută alt echilibru. Doar că echilibrul acesta, așa cum îl vrea Rusia, este periculos pentru noi. Și tocmai asta se negociază. Suntem în fața unui nou acord, asemănător cu cel de la Ialta. Și întrebarea care se pune este, de care parte a istoriei vom pica noi de data asta? Europa de Est este importantă pentru Statele Unite, dar nu atât de importantă astăzi, în 2022. Dușmanul cel mai mare este China și poate partea americană este dispusă la concesii ca să aibă liniște cu Rusia. Dar care să fie aceste concesii? Să fie scutul de la Deveselu, după cum spun unii analiști? Să fie influența diplomatică americană în această parte de lume? Sau poate cea comercială? Că și asta contează. Dacă nu suntem pregătiți cu un răspuns, noi și copiii noștri vom suferi. Căci ce se așează acum se face pentru încă 30 de ani. Nu e vorba doar de zilele astea. Eu unul mă așteptam să-i văd pe liderii noștri conducând o ofensivă diplomatică în mari capitale. Fiind liderii ideii că America nu poate pleca de aici, că alianțele noastre sunt importante, i-aș fi vrut, punând presiune, ca să înțeleagă toată lumea că nici un pas în spate nu e admisibil. Am primit însă doar declarațiile conforme uzanțelor diplomatice. Prea puțin, dacă mă întrebați. Așadar, vă chem la 0372069599 ca întreaga țară să ne audă răspunsul. Și liderii noștri și poate întreaga Europa. Da, vreți, sunați-ne și din Europa. Tot patria voastră este. 0372069599. Care ar trebui să fie răspunsul României la cererile Rusiei? Este îndreptățită aceasta să ceară retragerea americanilor de aici ca să nu invadeze Ucraina? Dar voi ce așteptați de la autoritățile române? Este o altă întrebare. Și, la modul general, în acești ani și cei care vor urma, cum ar trebui noi să privim Rusia, da? Este cel mai mare dușman al nostru sau este o țară cu care ne putem înțelege? 0372069599,
Vă chem la România în direct, care stă să înceapă acum. Noi suntem și pe Facebook. Deschidem dezbaterea. Mihai este cel care a sunat întâi. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Te ascultăm, Mihai. Cred că, nu știu, istoria noastră ne-a arătat că noi am fost puși într-o zonă geopolitică destul de complicată, să zic așa. Asta e așa. Adică părerea mea e că ar fi bine să avem o relație bună cu vecinii, în primul rând. Chiar dacă acum suntem în NATO și în Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană nu știu cât de bine ne-a adus sau cât de rău ne-a adus, NATO la fel. Adică te îndoiești de capacitatea aliaților noștri europeni de a face mai bine în România? Sau te îndoiești că ne-au adus mai bine? Știți cum e vorba aia românească? Mai aproape mai eu decât cămașa. Da, nu prea înțeleg eu cum vine aici. Eu văd că în România se trăiește mai bine din 2007 încoace, adică... Bine, da, într-adevăr. Mai bine, doar că bine. Acum hai să zicem că nu mai luăm în considerare circunstanțele de ziua de azi cu prețuri și cu, în fine, crize și alte... Criza economică, criza financiară, criză de toate. Da, sunt crize. Planeta trece prin crize. Eu nu știu cum ar fi rezistat fără aliați. Despre Ucraina, părerea mea e că Rusia și Ucraina, nu știu, Putin acum probabil joacă la cacealma sau chiar poate va invada Ucraina. Deși... Depinde ce nu primești în schimb. Că tot vorbim de noua orânduire și noua geopolitică, într-adevăr, Rusia și cu Statele Unite sunt amândouă în trilogia nucleară, să zicem așa, adică au o nucleară și în submarine, au nucleară și terestru, au nucleară și în spațiu. Deci, probabil că de-aia vor să-și împartă sau probabil că, nu știu, informațiile pe care le are Putin, probabil că îi vede pe alianții noștri sau pe NATO, îi vede ca și cum ar fi la el în curte. Spune-mi, cum înțelegi că ai zis mai devreme, cum înțelegi tu o mai bună înțelegere cu Rusia? Adică, ce ar însemna asta? Rusia, tu ai zis cu vecini. Păi Rusia nu știu, noi avem tradiție economică, am avut tradiție, adică, nu știu, am destul, adică, na, ce să zic, nu sunt chiar nici foarte tânăr, am 45 de ani, 46 de ani. Eu zic că cu Rusia noi am avut destul de relație economică, în primul rând, încă exportam foarte mult în Rusia. Acum am început să... Nu mai avem așa relații foarte bune economice din cauza politicului și din cauza geopolitice, în general, militare, economice și... Da, noi sancționăm Rusia. Noi sancționăm Rusia pentru faptul că a intrat în Ucraina și alte state europene, în mod evident. Aceste sancțiuni sunt mai mult sau mai puțin respectate, dar, în general, politica europeană este că, după acapararea Crimeei și a Donbasului, toate țările europene sancționează economic Rusia. Asta. Da, dar Crimeea și Ucraina au făcut parte din Marea Rusie. Marea Rusie nu înseamnă și înainte de război, de primul război mondial, din al doilea război mondial, adică da. E tradițional la teritoriul lor, să zicem. Ucraina ar fi țara de la graniță, ceva de genul. Așa o să zicem, mulțumesc tare mult. Mai trec 100 de ani și așa o să zicem și despre Basarabia, da, e tradițional al lor, nu? Adică, de ce să ne batem capul cu acea bucată de Românie de acolo? Nu cred că discursul tău e acceptat de cei mai mulți dintre ucrainieni. Sincer, îți zic, istoria independentă a Ucrainei începe din cele mai vechi timpuri. Marian, salutare! Rusia a cerut ca NATO să plece de aici, ce răspundem? Mie mi se pare că ce face Rusia este o declarație strict de război, adică practic i-a dat un ultimatum. Nu sunt de acord cu cel dinaintea mea. România a trecut în ultimii ani prin perioada comunistă, care consider eu sunt mai tânăr, n-am avut-o, dar nu știu cât de bine ne-a adus.
după cel de-al doilea război mondial, cu toate că am fost în tabăra Rusiei, ca să zic așa, când tratatul de la Ialta s-a împărțit Roosevelt cu Stalin și cu Churchill teritoriile. Și România a avut, Rusia o influență de peste 90% din ce știu. Acum, în zilele noastre, după 90, când am văzut și noi cum e prin Europa, când am văzut și noi ce înseamnă civilizația, eu zic că, na, crize economice, sanitare, au fost și sunt în toată Europa și în America și pe tot globul. N-au legătură cu criza de război sau cu situația războiului care stă să înceapă. Și cred că Rusia în ultimii ani s-a înarmat și nu s-a înarmat degeaba. Iar Putin presupun că va pregăti ceva și nu se va lăsa intimidat. Unii analiști spun așa, și asupra acestui fapt vreau să atrag atenția, l-am văzut și pe Dan Dungaciu la Digi24, la emisiunea În fața ta, și o să vă rog să căutați pe internet să urmăriți acea emisiune, e foarte interesantă, și ce scrie astăzi Vlad Petreanu pe blogul său, la fel de interesant, ei zic așa, Rusia se așează la masa negocierilor cu NATO și vrea să obțină ceva palpabil. Adică... Vrea teritorii. Vrea deschidere la Marea Neagră. Da, și vrea să nu mai... și să controleze, de fapt, această zonă. Că pe ruși îi interesează mai puțin dacă sunt arme sau nu, dar vor să controleze. Să aibă un cuvânt de spus la București. Să, da, eu știu, să fie aici ca în Belarus, dacă se poate. Sau măcar ca în Ucraina. Sau măcar ca la, ca la Chișinău. Adică, da, genul acela de război care să le fie foarte convenabil lor, în care să poată influența decizii. Întrebarea este... noi ce facem acum? Dacă noi, americanii, ca să-și asigure liniștea în spațiul ăsta, zic, da, domnule, hai, mai puțin din partea noastră, mai veniți și voi pe aici. Da, nu știu cine dacă ei să dea răspunsul din partea noastră, generalii sau cei din armată, sau nu știu. Domnul Iohannis, să zic eu cine. Domnul Iohannis, dar ar trebui să fie un răspuns ferm, pe poziție, și că nu dăm înapoi, pentru că noi am semnat niște acorduri, niște tratate, suntem în NATO. Avem și noi un cuvânt de spus. Nu pot eu să-i spun vecinului meu, bă, tu smuți, nu știu, zgonești rudele și verii de acasă și te duci... Adică nu poți să îi ceri unei țări pur și simplu faptul că tu vrei să ocupi altă țară, că din, care a făcut parte din fosta Rusie. E o observație, că ei cer plecarea noastră, plecarea americanilor de la, da, noi, ca să nu atace Ucraina. Asta e foarte interesant. Păi, asta e, iar ei dacă vor ataca, și sigur vor ataca Ucraina... eu zic că nu se vor opri acolo. Poate vor cu armele se vor opri. Problem, nu neapărat că vor veni cu soldații până la Iași sau până la Chișinău. Problema, da, este că influența lor, modul lor de a face politică, nu va sta mereu. E o scânteie și o nebunie de moment, ca în toate războiile. Da. Și, nu știu, sper să nu mă înșel eu sau să-mi fac eu scenarii, aiurea. Orice om trăiește o perioadă pe pământ și apoi pleacă. Și se duce, să-și vorbește de 50 de ani, 100 de ani și la revedere, să șterge. Dar poate Putin vrea să rămână și prin cărțile de istorie. Da, probabil, că sunt și visuri de adică asta. Asta cu, eu cred că contează mai mult. Mulțumesc tare mult, el a fost Marian. Nu e un exercițiu, cum s-ar spune. Nu este doar o negociere diplomatică. Este un moment în care marile forțe își reîmpart harta. Asta încerc să vă spun astăzi. Se desenează din nou liniile alea ca la Ialta. Adică să spune, uite, până aici voi și de acolo încolo noi. Dar unde ne lasă pe noi asta? Mesajul meu de astăzi este către autoritățile din România. Mie mi-ar fi plăcut să-i văd în toate cancelariile din Europa zilele astea. Să dea răspunsuri, să spună, să arate, să ne însuflețească dacă vreți. Bogdan, salutare, ești la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Știți cum e? Mi-aduc aminte de al doilea război mondial, unde Franța a fost o națiune, eu am un mic exercițiu de istorie, Franța a fost o națiune care a pierdut în 6 zile, după aia s-au luptat cu englezii, cu americanii, și a fost națiune învingătoare. A împărțit ce a vrut. Polonia și-a luat-o crunt. Cu toate că avea niște tratate internaționale semnate cu Marea Britanie, cu Franța, cu alte puteri,
și n-a reușit să iasă din sfera de influență a Rusiei. Nici după 45, cu toate că a luptat și a luptat vitejește. Să parafrazez un prieten, dar e ca la o nuntă de câini, doar doi au parte de acțiune, ceilalți latră împrejur. Deci sunt doi mari jucători. Adică vreți dumneavoastră să spuneți că Polonia acum e în sfera de influență a Rusiei? Nu, nu, a fost. Și a fost părăsită și trădată și vândută. Da, asta e adevărat. Pentru că așa s-a spus la Ialta. Și au fost alte interese. Da, și acum... Acum să cedeze, să cedeze pentru că declară războiul Ucrainei și cu ce suntem noi datori Ucrainei? Nu știu, e un joc politic interesant, dar nu cred că ar trebui să o facă aliații noștri. Mm-hmm. Cu toate că încrederea mea în aliați este destul de șubrezită. De la statul român ce așteptați? Una este așteptarea, că așteptările sunt mari, întotdeauna ne ducem și votăm plin de entuziasm. Așa. Și alta este posibilitatea... și obiectiv discutând ceea ce pot realiza politicienii noștri de acum. Ce pot realiza? Hai să discutăm obiectiv. Nu mare lucru, nu mare lucru. Alții fac treabă pentru țara lor, ai noștri se duc europarlamentar la Bruxelles și nu obțin mare lucru. Nu-i văd făcând o mare figură extraordinară nici în marile cancelarii europene și nici pe lângă marele nostru aliat. Nici eu nu-i văd, dar nu știu de ce, mi se pare că ar trebui să încerce, adică mă așteptam să văd mai mult. Ar trebui să încerce. Măcar din instinct de conservare ar trebui să încerce. Mă așteptam, știți care e o modalitate eficientă, minoră, să le spui oamenilor că existi, să dai interviuri în toate marile ziare occidentale, în care să spui cine este România, ce vrea, de ce e important aici în estul Europei, de ce e atrăgătoare, dar nici lucrurile astea nu le vedem. Adică să explici opiniei publice, chiar și din Statele Unite, de ce trupele lor și banii lor sunt necesare aici. Și poate, da, avem ceva de oferit la schimb. Că și asta e un mod de a face lucruri. Sau că oferim deja, sau că o parte din banii contribuabililor din România se duc către companii americane care ne vând tot felul de arme. Și în numele acestor bani avem nevoie de niște lucruri aici. Hai că ați mai avut emisiuni vis-a-vis de armele vândute de americani. Am cumpărat de la parteneri numai avioane la mâna a doua. Păi, alea la mâna întâia... Aia la mâna întâia mi-e teamă că suntem prea săraci ca să ne le permitem, da. Ăsta e adevărul. Nu era o mare diferență, dar... Adică era, dar... Na, măcar erau... first class, nu erau retehnologizate și etc., etc. Și iar noi, ca și contingent militar și ca și putere de reacție în momentul ăsta, știu că a mai fost emisiuni și chiar vă urmăresc, că circumbând prin țară sunteți un post super ok și îmi plac emisiunile voastre și se vă prind peste tot. Deci, să revenim ca și tehnică militară și ca putere de reacție, noi nu că suntem egal cu zero, dar pe acolo. Da. Noi suntem important strategic vorbit. Nu avem o flotă, nici maritimă, nici aviatică, nici mari contingente ca să putem face față unei, să zicem, invazii. Nu, nici gând. De asta trebuie să avem aliați și de asta trebuie să avem trebuie o diplomație puternică. Dar am avut noroc cu poziția strategică. Nu a fost o acțiune concertată și concentrată a politicului românesc ca noi să aderăm la aceste structuri. Corect. Știu că mă ocup cu anumite aspecte. În unele situații chiar au tras de noi. Mulțumesc tare mult, Bogdan. În unele situații au tras de noi, da. Cum a fost cu Uniunea Europeană aici. Pentru NATO am dus o bătălie în anii aceia și a fost un succes al nostru. E adevărat că americanii au dorit foarte mult să se extindă în această zonă. De asta e și nemulțumirea rusească. Rusia invocă faptul că a existat o înțelegere verbală cu președintele Gorbaciov, căruia i s-a promis, domnule, până în Germania și atât. Dar Statele Unite, și bine au făcut din punctul nostru de vedere, au venit în Polonia, au venit în Ungaria, au venit în România, după care de aici au pornit, de fapt, marile deranjamente, s-au dus către Georgia și
Ucraina. Iar astăzi Rusia spune, dacă nu vreți război în Ucraina, știți ce? Plecați din România. Poate să fie o tehnică de negociere, dar în egală măsură este ceea ce își doresc acești oameni. Și da, se negociază, de exemplu, să nu mai avem scut. Uite, se poate negocia asta. Ce facem cu scutul? Îl lăsăm? E important pentru noi? Nu e important? George, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua, vă salut dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Dar ce se întâmplă? Nu, este o operațiune care durează 20 de ani, de zile, de când a venit Putin lucrează la treaba asta. Sigur. Da, a slăbit. Aduceți-vă aminte ce campanii anti-Occident avem de 10-20 de ani. Aduceți-vă aminte de Pungești, de Marea Poartă, de Vestul care vine să ne ia tot, tot sentimentul ăsta care s-a accentuat în fiecare an, anti-american, tot așa. Și iată unde ne aduce. Acum a prins și administrațiile slabe. Vestul este tot complice cu Rusia, Germania, Austria, acolo e altă Rusie. Francezii sunt rusofili prin tradiție. Singurii care pe care ne putem baza, părerea mea, este axa trasată de Băsescu, Washington, Londra, București. Ei sunt singuri pe care le putem baza. Anglia este singura care a luat atitudine. Din păcate, Europa, de când eu, cel puțin de când s-a întâmplat Brexit-ul, sunt foarte trist. Pentru că Europa, fără Marea Britanie, nu este Europa. Asta e adevărat. Dar să nu fim nedrepți cu președintele Macron, care a anunțat public sprijinul său pentru această parte de lume. Adică chiar și la nivel simbolic. Aia înseamnă ceva. Când Rusia spune, în același timp, luați-vă trupele. Nu, când Rusia zice, luați-vă trupele și Macron spune, ba din potrivă, să trimitem altele noi, e un mesaj important. Adică nu aș zice că am fost lăsați singuri. Nu, nici nu cred că o să fim lăsați. În schimb, nemții ne-au lăsat. Ultimii doi cancelari, Gerhard Schröder, din cancelarul Germaniei, s-a dus direct angajatul Gazprom. Da. Angela Merkel mă teamă că a făcut jocul lui Putin 20 de ani. Și că cel mai nou cancelar, domnul Scholz, spune... Scholz, cum a spus? A zis, aveți grijă ce sancțiuni luați împotriva Rusiei, mă rog, probabil că declarația lui e mai complicată, să nu fie prea dure, prea drastice, că asta o să facă mai mult rău, cam aia. Era. Comandantul Marinei, cum a zis, respectați-l pe Putin, e foarte tare. Respectați un criminal, un dictator, îți spune șeful Marinei Militare. Să respecti un criminal. Dar întrebarea acum este ce facem mai departe? Pentru că realmente chestiunea e pe masă săptămâna asta. Adică oamenii aia se întâlnesc. Eu nu cred că se va ajunge la o nouă ialtă. Nu. Rusia, din punctul meu de vedere, e o benzinărie cu pretenții de țară. Au, în schimb, exploatează foarte bine slăbiciunea de ultima vreme. De ce n-au încercat pe timpul republicanilor nimic? Doar numai prin timpul democraților. Biden, i-au văzut slab. Dacă ar fi fost mai tânăr Biden cu 20 de ani. N-aș vrea să zic că vârsta... Și Trump avea cam aceeași vârstă, dar nu cred că vârsta e, ci un anumit tip de a face politică. Pe de altă parte, nu uitați că administrațiile democrate de prin America au făcut și au crezut cu tărie în chestiunea asta, în liberalism care se va extinde și că lumea va fi plină de democrații care vor înlătura diverse pericole. Și au exportat democrație în nordul Africii, în estul și mai la estul Europei de Est și uite că nu toate lucrurile au funcționat de maniera asta. Da, dacă îmi permiteți o ultimă intervenție, l-am văzut la Jimmy Kimmel Live pe George Bush acum ceva vreme și îl întreabă fostul președinte George W. Bush și îl întreabă Jimmy Kimmel întreabă legat de Putin. Care e treaba cu el? Și m-a spus foarte simplu. Putin se va întinde atât timp cât îi vei permite. În momentul în care ai luat atitudine și te-ai dus și ai spus stop, se va opri. Deocamdată nu are cine să-i spună stop. Da. Bună observație. Da. Să vedem cine se pune la masă. Mulțumesc tare mult. Spor la treabă, George. Drum bun. Radu, ești la România în direct. Bine ai venit. Bună ziua și la mulți ani tuturor românilor. Chiar la mulți ani. Am zis la începutul emisiunii. Da, azi e zi de sărbătoare. Mai spune. Aminte chiar că suntem împrăștiați în toată lumea asta. Eu cred că NATO
dar o datorie cel puțin contractuală față de România, să fie prezentă, nu de modul fuge în scurtul, fug avioanele, face Putin ce vrea, mai ne anexează o bucată de unde-i convine. Eu cred că NATO, în primul rând, e ca și un contract. Noi suntem din 2004, am fost prezenți, am plătit cât am plătit noi la nivelul nostru, chiar dacă am cumpărat avioane, rămân a doua acord, n-am avut bani de mai mult. Poate dacă, într-o paranteză așa, anumiți politicieni ar avea case mai mici și trenuri mai puține, nu știu, averi mai mici, poate ar fi avut și noi avioane la mâna tâi, da. Nouțe, da. Asta e nivelul nostru de țară, să nu ne păcălim. Dar cred că, în primul rând, NATO are și o datorie și contractuală și morală față de noi, până la urmă. Când ne-au invitat în 2002, au avut un plan cu zona noastră, nu? Corect. Și cred că planul acela trebuie în continuare să fie lăsat de izbeliște ca singura țară aliată care plătește daune de război. Nu mai știu dacă se întâmplă iar istoria se va repeta, dar sper să nu. Problema cu acest aranjament este... La 50 de ani... M-auzi? Cred că se întrerupe un pic legătura... Nu, cred că se întrerupe un pic legătura dintre noi și el nu mai aude. Hai să mai încercăm o dată. Radu, mă auzi? Vă auzi fără de ziua din nou. Da, s-a întrerupt o secundă. Te întreb așa, ce aștepți tu în acest moment de la autoritățile române? Să se trezească, efectiv să se trezească. Deci aștept efectiv să se trezească autoritățile române. Auzim și noi totul niște comunicate inteligibile, o luare de poziție, oricare ar fi ea, inteligibilă, și în paranteză fi spus, ar fi luarea aceea de poziție, concordanță cu NATO, pentru că alt frate mai mare, între ghilimele, spus noi, care să ne apere, nu avem. La noi, două ploi și trei zăpezi ne îngenunchează totdeauna pe noi. Da. La nivel de țară, ca organizare. Deci, mie nu mi-e teamă, Radu, mulțumesc tare mult, mie nu mi-e teamă că în 10 ani sau ceva de genul ăsta, sau mâine, sau mai târziu, Rusia o să vină aici cu tancurile cum s-a mai întâmplat. Nu de asta mi-e teamă, dar mi-e teamă că pas cu pas influența ei s-ar putea mări aici, încât multe dintre deciziile pe care chiar noi le vom lua s-ar putea să fie împotriva intereselor noastre. Mi-e teamă de partide sub oblăduirea sa. Mi-e teamă de oameni care vor întoarce relațiile noastre diplomatice. Mi-e teamă de oameni care vor face înțelegeri oneroase cu Rusia. Mi-e teamă de situații ca în Ucraina, Moldova sau Belarus. De asta, de fapt, asta e marea bătălie la care trebuie să fim atenți. Emilia, salutare! Cum trebuie să răspundem Rusiei? Bună ziua! Bună ziua! Și fericitări pentru emisiune! Cred că autoritățile noastre, începând cu președintele și cu premierul, ar trebui să aibă o poziție fermă și vocală. Sper să nu adopte aceeași poziție pe care o au în legătură cu ceea ce se întâmplă în țară și e necontrolat. Vezi STB, vezi diferite marșuri și demonstrații neautorizate față de care nimeni nu ia atitudine. Mi se pare inadmisibil că Rusia face cerințe față de NATO și că suntem o cantitate neglijabilă pe care nimeni nu o întreabă, dom'le, tu ce vrei? Adică, totuși și noi și bulgarii suntem parte dintr-o alianță la care am aderat și pentru care ne-am adus și contribuția, exact cum a zis ascultătorul, nu ultimul, ci cel dinainte. Și cred că conducerea țării ar trebui să fie, exact cum spuneți dumneavoastră, prezentă, vocală și să susțină o poziție favorabilă României prin toate canalele pe care îi stau la dispoziție. Ori nu am văzut decât un singur semn în această direcție, și anume numirea primului ministru din cadrul armatei. Asta este tot ce am văzut și asta a fost pentru mine, cel puțin personal, semnul că va, din păcate, că va urma ceva nu foarte bun pentru România. Da,
E o interpretare pe care, una dintre puținele pozitive pe care am dat-o la data constituirii alianței PNL-PSD, n-am zis și eu, exact. Domnule, faptul că e un general atât de prețuit al armatei române în fruntea guvernului nostru, arată că ne pregătim și luăm măsuri pentru vremuri tulburi, sigur că da. Așa ne-am gândit eu atunci, doar că știi ce îmi spune realitatea din ultimele săptămâni, nu mi-arată că politicienii noștri sunt îngrijorați sau că ar face risipă de resurse ca să preîntâmpine cu orice milimetru de schimbare aici. De fapt, asta e problema mea. Știu, așa o văd și eu și poate că dumneavoastră, ca jurnaliști care aveți un cuvânt mai greu sau care poate, dumneavoastră puteți să fiți purtătorii noștri de cuvânt, ale celor care intervenim, de exemplu, în emisiunea dumneavoastră și sunt sigură că există foarte mult și pe bloguri și în alte medii online, să faceți un apel ca ei să iau o poziție în care am mai cedat odată Basarabia în câteva zile și soldații noștri, mă rog, existau atunci, s-au întors cu capul plecat. Haideți să nu ne lăsăm din nou. Iar interlocutorul care a fost și a spus că are 45 de ani și că, îmi cer scuze, nu am reținut numele, cred că George, care a spus că am avut legături economice cu Rusia, să nu uităm, am avut niște legături impuse cu RSS-ul. Da? Deci nu asta este ideea, să fii bine cu vecinul. Totuși nu suntem mereu cu capul plecat să nu-l taie sabia mai ascuțită. Așa suntem noi. Am luat niște hotărâri de-a lungul anilor, din 97 încoace, pe care noi le-am plătit scump și cred că nu e cazul să le lăsăm acum din mână. Adică pașii pe care i-am făcut și politicienii de atunci, domnul Constantinescu, dar domnul Joană, care este o personalitate foarte importantă cadrul alianței, ar putea... Da. Să știi, am să-ți dau o veste bună. Avem promisiunea lui Mircea Joană că vineri la această emisiune va veni... Da, e vineri. Deja sunt 5 zile mai târziu. Astăzi e de 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, primului pas în a deveni o Românie mare, pe care au desăvârșit-o niște oameni mai bravi ca noi, mai bravi ca cei care sunt acum, din păcate. Noi, pe parte politică, consider că am involuat, nu am evoluat. Să se trezească. Și să le aducem aminte că e foarte important, Emilia, cine au fost aliații noștri care au încuviințat ce am făcut să se facă 24 o Românie mare. Da? Da, și primul pas. Așa este, aveți dreptate. Da, și asta trebuie să spunem. Că valorile noastre din totdeauna... Mulțumesc tare mult, Emilia, spor la treabă. Eu cred că valorile noastre sunt europene. Eu cred că aliații noștri nu or să ne lase. Dar în același timp, aici se va produce o reechilibrare. Iar în reechilibrarea asta, unii câștigă, alții pierd, se fac schimburi, se fac trocuri, se fac compromisuri. Întrebarea este unde o să ne așezăm noi și care va fi pierderea noastră minim acceptabilă în această situație. Mircea e la România în direct. Salutare! Salut, Cătălin! Îmi pare bine să te aud. Iar am mai intrat de câteva ori. Cătălin, eu cred că este o furtună într-un pahar cu apă. Am curaj să spun, emisiunea rămâne registrată, știu că o găsește toată lumea pe YouTube, am curaj să spun că nu se va trage un foc de armă. Și dacă se va trage vreun foc de armă, se va trage în baza unui scenariu stabilit. E posibil. De cât există arsenal? Nu zic asta, nu. E posibil, dar ce primește Rusia în schimb ca să nu se tragă focul ăla de armă? Aia mă interesează foarte tare. Ce primește și America? Ce? America sau, mă rog, NATO. Dar îi zicem America până la urmă. Că dacă n-ar fi în spatele NATO, n-ar exista NATO. Sau n-ar însemna nimic NATO. Știi cum și-a făcut Iisus Hristos reclamă prima dată, că nu știa nimeni de el? Hmm? Mergea bătea la uși și răspundea, întreba lumea, cine? Iisus. Și ce vrei? Să te salvezi. De la ce să mă salvez? De la ce o să fac dacă nu deschizi? Toate marile puteri folosesc acest lucru. Rusia e o mare putere. America e o mare putere. Toate aceste mari puteri folosesc chestia asta ca să arate că există acolo și să pun pavăză, să-și apere cetățenii. Americanii de pericolul rus, rușii de pericolul expansionist imperialist american. Și noi vedem chestia asta
de 50, de 60 de ani. Cu asta-s de acord. Și picăm în ea, picăm în ea ca mocofanii și nu e nimeni să spună, sau mă rog, sunt câțiva, dar sunt redezată cere. Nu e nimeni să zică, bă, treziți-vă, uitați-vă să mai bat în țări bananiere să se vadă că există conflict. S-a dus America în Afganistan sau unde s-a dus, în Irak, au căutat arme, i-au bombardat pe ei, au murit, l-au găsit arme. Nu e nimic, a uitat toată lumea, a fost ok. Deci, noi asistăm la un teatru absurd și antevorbitorii mei, i-am ascultat, eu stau afară și gătesc când se răspunde la emisiune, știi? I-am ascultat pe toți. Deci toți au avut impresia asta, se va întâmpla, ai noștri, trebuie să ia măsuri să facă. Valoarea noastră este dată de puterea economică care ne dă puterea militară. Vârful puterii noastre militare sunt niște avioane care trebuie să fie casate acum 50 de ani. Da. Cred că asta cu valoarea militară e mai puțin importantă, că de aia ne-am făcut niște aliați. În al doilea rând, da, America face propriile greșeli, exportă democrație, cum s-ar spune, uneori în sens greșit, se duce și stăpânește zone militare în mod evident că face asta, dar mai e ceva. America a exportat și un sistem de valori care, ce să vezi, funcționează mai bine decât în Rusia. Că sistemul de valori pe care ni l-ar da Rusia astăzi, eu și cu tine am plecat împreună de la etajul 4 pentru opiniile noastre exprimate aici la radio. Și s-ar anunța o sinucidere. Acum nu plecăm de la etajul 4, dar degeaba ni le expunem. Uite, diferența e majoră, pentru că asta este cea mai ascultată emisiune de radio în România în acest moment. Da? Un român din 6 în momentul ăsta ascultă emisiunea asta de radio. Veniți împreună aici. Plecați niște idei. Cu niște idei. Asta nu e emisiunea mea, e emisiunea voastră. Și vin aici niște oameni și spun niște gânduri. Tu crezi că asta nu contează într-o țară democratică? Ea șlefuiește un mod de comportament democratic și comunitar. În Rusia, opiniile noastre n-ar conta. Și mai mult de atât ar fi terminate. Și oamenilor le-ar fi frică. Dar în România ele contează. Pentru că astăzi vorbești tu, îți exprimi un punct de vedere, construiești împreună cu mine un alt punct de vedere. Astăzi poate domnul Iohannis... Un punct de vedere cu un gust amar, Cătălin. Adică îmi spun punctul de vedere știind că el nu înseamnă nimic. Dar în același timp, tu ești pe prispă, faci mâncare, avem o viață mai bună, nu? Adică în niște, cum să zic, în niște hotare pe care singuri ni le putem alege. Nu le... trasează alții. Iar avem dacă o viață mâine... mai bună, dar e viața pe care ne-au promis-o? Niciodată nu o să... Niciodată nu vom reuși să ajungem la standardele din promisiunile politice. Dar uite, îți dau un exemplu. În momentul în care noi am plecat la demonstrații, sau cine a plecat la demonstrație de s-a bătut cu guvernul și jandarmii pe aici, am putut să o facem liberi, adică și am și făcut-o. Și după asta, nu suntem în Belarus. Nu te-a căutat nimeni să te aresteze. Nu te-a închis nimeni. Nu ți-a luat nimeni avionul din zbor să te coboare la București să te aresteze. Înțelegi marea diferență? Cătălin, nu sunt fan Putin. Spun doar că America se folosește de Putin și NATO se folosește de Putin. Părerea mea sinceră este că faptul că de atâția ani de zile nu avem conflicte majore în lume, să știi, părerea mea, poate greșesc, se datorează și capacității lui Putin de a juca acest șah cu cam toți ceilalți. Posibil. Nu zic. Sigur că toată lumea se folosește de toată lumea. Nu asta e problema aici. Problema este în ce fel de țară ajungi tu să trăiești ca urmare acestui joc. Și indiferent personal de gustul... nu cred că ne va afecta în vreun fel ce se întâmplă acum. Nu cred că va afecta cam pe nimeni, îi spun sincer. Cred că este un scenariu, oamenii văd, există temerile, că tot a dispărut un pic acum temerea cu COVID-ul, nu mai e așa, a zis și OMS, a zis și EMA, nu mai e așa tragică situația, era nevoie de o nouă geonoaie și a apărut. Putin e pregătit să... declarațiile lui Putin au fost că nu se gândesc sub nicio formă să invadeze Ucraina. Care au fost declarațiile oficiale. Cum nu? Mulțumesc tare mult! Ultima dată a fost vorba că președintele Putin are pe masă planurile militare pentru a da un răspuns NATO
care vine în Ucraina. Ce, s-a închis emisiunea, îmi zice Sorin. Da, îmi pare rău oamenilor care mai erau pe fir. Mihai, Adrian, știți ce vă rog? Mircea Joană vine aici vineri. Hai să sunați vineri și să vorbiți și cu dumnealui și să-i puneți și întrebări și să-i puneți și lui credințele la îndoială sau să vă spuneți cum vedeți dumneavoastră această criză și ce așteptări aveți de la aliații noștri. Eu astăzi mă bucur că am putut să dau mesajul meu și al vostru către autoritățile din România și către aliații noștri. România nu are voie să se miște un milimetru din această zonă politico-diplomatică în care singură s-a așezat. Și pentru mai binele nostru și pentru mai binele copiilor noștri. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct de astăzi se încheie aici. Vă spun tuturor, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.